Și mergem acum la primăria sectorului 1, acolo unde Clotilde Armon tocmai a ajuns și de declarații, să o ascultăm. Și din zei să vedem cum mergem mai departe, dar nu, o să vă fac declarații după, ok? Îi propunem o plată de 14 milioane pentru a fi de acord cu acea variantă pe care o dorea dumneavoastră. Nu se negociază cu mafia. Nu se negociază. Deci nu sunteți de acord să prindeți la nicio soluție? Să fie astăzi cu declarații.